Aș vrea să continuăm cu o poveste sau cu o povestire. Pentru că și ce a fost poveste până acum, în echipă, a fost bazat pe un fapt real. Și povestirea pe care vreau să vă spun este o istorie cu adevărat reală și avem ceva de învățat. În 1960, s-a născut un băiețel pe nume Arthur, într-o familie de credincioși, în familia Blessed, Arthur Blessed. Copilul acesta, crescând într-o familie de creștini, a avut respect față de Dumnezeu și față de Evanghelie, față de chemarea lui Dumnezeu. Și chiar când a primit 9 anișori, și-a predat viața lui Dumnezeu într-o acțiune evanghelistică, care a avut loc în America, în locul lor, unde stătea. Și dorința lui a fost să lucreze și el pentru Dumnezeu, să-și predea viața Dumnezeu și să lucreze așa cum Dumnezeu îl cheamă. De mic copil i s-a născut gândul acesta, dorința sufletului lui, de a predica și el Evanghelia în locuri unde n-a ajuns vestea despre mântuirea și jertfa Domnului Hristos. Și profesorii de la școală i-au spus, așteaptă să mai crești un pic. Și a mai crescut un pic, a mai așteptat. Când a fost prin liceu, așa să zicem, și-a exprimat chiar dorința că vrea să meargă peste mări și țări, să lucreze pentru Dumnezeu. Nu poți să mergi chiar așa. Trebuie să te trimită biserica, nu poți să mergi de capul tău chiar așa. Trebuie să fii ceva oficial. A devenit predicator și a început să lucreze cu oamenii străzi, a început să lucreze cu tinerii de la Hollywood, cu oamenii sărmani. Și era foarte entuziast, da, de lucrarea aceasta. Într-o zi, i s-a născut gândul acesta, probabil că a și văzut ceva care l-a îndemnat în direcția aceasta, așa anume, să-și facă o cruce de lemn și să meargă cu ea în spate, din loc în loc, și să vestească în felul acesta Evanghelia, să fie un mijloc care să atragă atenția oamenilor asupra lui și el să se oprească, să vorbească cu oamenii, să le vestească Evanghelia, nu de la bun, ci acolo unde îi găsea, pe stradă, în oraș sau pe câmp. Lucrul acesta l-a făcut și în temeiul Evangheliei, cuvântul acelea care l-am auzit citit la început, și anume, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. El a simțit chemarea aceasta de a lua o cruce în mod concret, în mod literal. Și din aproape în aproape, lucrarea aceasta a continuat timp de 40 de ani. El a parcurs 315 țări mai apropiate, mai depărtate, în total 38.000 de mile. Sigur că peste tot pe unde mergea, oamenii erau atrași de modul în care el se prezenta. Unii își băteau joc de el, alții erau indiferenți, treceau mai departe, nu interesau, alții, foarte mulți, se opreau și, ca urmare a predicilor lui, își predau și ei viața, erau atrași de Hristos și ajungeau să-și predea viața lui Dumnezeu. A făcut un lucru bun sau lucru rău? Predicarea Evangheliei trebuie făcută oricum și mai ales dacă primești un gând de la Dumnezeu și mergi în direcția acelui gând. Sigur, această chemare, nu suntem toți chemați să facem lucrul acesta, dar toți avem chemarea versetului care spune să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Nu? Asta este chemarea pentru fiecare dintre noi, în parte.
Dacă ne îndreptăm către acest verset și medităm asupra lui în minutele care ne-au rămas, primul lucru care iese în evidență este începutul acestui pasaj biblic, și anume, dacă voiește cineva. Dacă voiește cineva. S-ar putea cineva să nu dorească să meargă după Hristos, nu? Atunci, el îl obligă să meargă după el? În niciun caz. În niciun caz. Dumnezeu nu forțează, Dumnezeu nu obligă. Ci ne lasă pe fiecare dintre noi să ne hotărâm, da sau nu. Ce părere aveți? Este bună libertatea aceasta pe care ne-o dă Dumnezeu? Sau nu este bună? Probabil că vă gândiți fel de întrebare asta, nu? Știți că uneori suntem tentați, poate că și noi astăzi ați fost tentați la un moment dat să spuneți, bă, dar eu nu sunt capabil să aleg ce este bine, eu nu știu la un moment dat de ce n-ar lucra Dumnezeu cu puțină constrângere ca să mă aducă pe calea, lucrează, Doamne, împotriva voinței mele. Dacă eu nu știu, nu pot, firea mea, dar eu aș vrea să fiu mântuit. Mai constrânge, mai lucrează împotriva voinței mele, nu? N-ați fost tentat să spuneți la un moment dat așa? Sau când ne rugăm pentru altcineva, pentru rugăciune de mijlocire. Măi, el nu știe, nu poate, nu vrea, nu înțelege. Lucrează împotriva voinței lui și altfel. Ei, nu face Dumnezeu asta. Nu face Dumnezeu lucrul ăsta să lucreze împotriva voinței cuiva, ca să-l mântuiască. Nu poate. Dar știți, în legătură cu asta, că totuși este din partea lui Dumnezeu, există o acțiune constrângătoare. Totuși Dumnezeu se luptă, totuși Duhul lui Dumnezeu mijlocește la inima și la mintea noastră ca să ne aducă după Hristos. Nu? Vă aduceți aminte că există un text, numai că el face lucrarea aceasta nu cu mijloacele celui rău, ci cu armele lui. Dragostea lui Hristos ne strânge sau ne constrânge. Da? Sau alt verset care spune, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă. Asta ce înseamnă? Tot o acțiune de pupilii mele, să zicem, dar tot o acțiune constrângătoare, cumva. Dar e cu totul altceva când te lași constrâns de bunătatea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu și nu de o anumită forță fizică. O să vă chem în minutele acestea de câteva ori să lucrăm în imaginația noastră, să alcătuim niște imagini. De exemplu, haideți să construim în mintea noastră imaginea aceasta în care Domnul Iisus ne cheamă. Dacă vrea cineva să vină după mine, el este înaintea noastră, pe un drum care urcă și este înaintea noastră și spune, dacă vrea cineva să vină după mine, să se lepede de sine, să-și apruce, să mă urmeze. Asta e în dreapta. În partea stângă este un drum care cam coboară și acolo este vrăjmașul, care ne cheamă și el. Ne cheamă cu aceleași cuvinte? Credeți că folosește același limbaj? Dacă vrea cineva. Păi nu vrea nimeni să meargă după el. Și atunci, ori vine el în spate și ne împinge, ori își trimite pe agenții lui care să ne... Și el ce spune? Veniți după mine, că altă cale nu aveți către fericire. Dacă Domnul Hristos spune să se lepede de sine și să ia crucea să urmeze, vrăjmașul nu. Să se lepede de cruce, să-și ia euul în brațe și să vină după mine. Care va fi alegerea noastră? Avem cele două chemări în fața noastră. Sigur că noi de asta suntem la biserică, pentru că am răspuns chemării Domnului Hristos. Dar în momentul în care lăsăm crucea jos și luăm euul în brațe, nu mai suntem după Hristos, ci suntem după vrăjmaș. Așa se întâmplă, nu? Am luat crucea, am mers cu ea, dar la un moment dat îți vine așa să iei și euul în brațe, dar atunci trebuie să lași crucea jos. Și nu mai ești după Hristos, ești după vrăjmaș. Acum, știm noi lecția aceasta foarte bine de viață. Cine se smerește va fi înălțat și cine se înalță
Va fi smerit. Cu alte cuvinte, cine ia crucea în spate, ca și merge pe Hristos, va fi înălțat, pentru că drumul slavei trece și pe la cruce, am cântat. Drumul slavei trece și pe la cruce. N-ai cum să ocolești crucea. Dar dacă lași crucea jos și iei eu în brațe, vei fi unde merge drumul acesta? Da? Sigur. La moarte veșnică. Al doilea lucru. Să se lepede de sine. Dar ce este sinele? Ce este acest sine pe care trebuie să-l lepădăm? Ar putea spune cineva cum vine lucrul ăsta, să nu mai fim noi înșine, să renunțăm la noi înșine, la personalitatea noastră, la ceea ce gândim noi, la ceea ce plănuim noi, la sentimentele noastre, la toate planurile, să renunțăm noi, să devenim niște roboți, să fim conduși, așa, nu vreau asta. Dar asta înseamnă sinele? Care este cuvântul sinonim? Cu ce putem înlocui cuvântul sinele, sine, să se lepede de sine, ca să înțelegem ce este? Înlocuiți cuvântul sine. Să se lepede de eu-l lui personal. Să se lepede de eu-l lui, adică de mândria lui, de orgoliul lui. De egoismul lui. Eu-l personal. Eu-l personal. Haideți să ne verificăm de câte ori spunem noi eu într-o zi. Eu fac, eu drept, eu plănuiesc, eu trebuie să fac asta, eu și eu și pentru mine. Eu și pentru mine. Da? Eu să mă lupt, eu să mă afirm, eu să fiu mai bun decât ceilalți, nu? Și eu se cam bagă și în teologie. Se bagă și în teologie eu. Da? Eu vrea să fie desăvârșit. Eu vreau să facă fapte bune, ca să merite să vină înaintea lui Dumnezeu. Ca să-i spună Dumnezeu, da, pentru tine deschid porțile raiului, bine, bun, rog bun și credincios. Eu. Și în felul acesta avem o religie axată mai mult pe eu decât pe Hristos. Și religia aceasta nu este după cuvântul lui Dumnezeu. Eu ne face multe probleme. Este așa? Când ne certăm, care e cauza? Când suntem nemulțumiți, când suntem plictisiți, când suntem, știu eu, ne simțim jigniți. Care e cauza? Că ținem eu în brațe. Cineva a făcut o ilustrație și vreau să o prezint, că mi se pare foarte sugestivă. În Eden, când omul nu păcătuise încă, era într-o strânsă relație cu Dumnezeu. Nu puteau trăi unul fără celălalt. În momentul și această situație de relație cu Dumnezeu a ilustrat-o prin relația dintre parter și etaj. Omul locuind la parter, la etaj este Dumnezeu, pentru că este Cel care călăuzește, El este Cel care sfătuiește, El este Cel care îndrumă, El este deasupra. Cel care locuiește la etaj trebuie să fie Dumnezeu și Duhul Sfânt, iar omul să fie subordonat. Aceasta este starea noastră naturală. Așa am fost creați, dependenți de Dumnezeu. În momentul păcătuirii, etajul a rămas gol. Pentru că păcatul pune o zi de despărțire între noi și Dumnezeu. Etajul a rămas gol. Dar n-a rămas gol. Pentru că, după cum spune Evanghelia, când o casă rămâne goală, ce se întâmplă? Dar noi spunem mai frumos. Urcăm la etaj, eu personal. Părerile noastre, voința noastră, plăcerile noastre. Noi suntem dependenți, nu de Dumnezeu, ci de eu nostru personal. Ei, când spune Domnul Iisus să se lepede de sine, să se lepede de eu, nu vrea să spună altceva decât să coborâm de la etaj. Să coborâm de la etaj pentru că etajul este locul unde trebuie să locuiască Dumnezeu. Smerenia, care ne se cere, nu este anularea personalității, a ceea ce suntem noi, a sentimentelor, a trăirilor noastre. Nu? Nu este depersonalizare, ci este coborâre de la etaj.
Referire la nivelul la care ne-a pus Dumnezeu, ne-a creat Dumnezeu. Dacă vă aduceți aminte, experiența care a fost povestită aici, a fratelui Negrici. Omul care l-a descoperit pe Dumnezeu și a renunțat la foarte multe lucruri, la foarte multe privilegii, la un trai comod și asigurat. De ce? Pentru ca să asculte de Dumnezeu, să meargă pe calea poruncilor Lui. Și totuși, oricând venea câte o încercare, oricând venea o problemă, el era omul care avea soluții pentru tot. Nu se îngrijora, pentru că se încredea nu în Dumnezeu, ci se credea în El. În capacitatea Lui de a rezolva problemele și de a rezolva până la un punct. Până în momentul în care s-a abandonat, s-a aruncat în rugăciune și a spus, Doamne, până aici, mai departe, nu mai pot. Ei, în momentul acela, Dumnezeu a venit și a ocupat locul la etaj. Și lucrurile au mers pas cu pas către bine. S-ar putea și noi să ne găsim în situația aceasta de multe ori și anume ne mângâiem cu ideea că mergem pe calea poruncilor lui Dumnezeu, că păzim una, că facem alta, dar suntem noi dependenți de Dumnezeu sau la etaj încă este eu nostru personal? Un al treilea lucru, în expresia aceasta, să se lepere de sine și să ia crucea. Dacă vrea cineva, să se lepere de sine și să ia crucea. Cu alte cuvinte, ori una, ori cealaltă. Nu se poate să păstrăm și sinele la locul lui și să mergem și cu crucea. Nu se poate. Ori eu, ori crucea. Cu alte cuvinte, și aceasta este expresia care mi-a dat titlul acestei prezentări, să spun, ori cu crucea în spate, ori cu euul în brațe. Pentru că crucea o punem în spate, dar eu nu-l punem în spate pentru că mi-este drag și trebuie să-l ținem în brațe, să-l mângâiem, da? Să-l ridicăm eventual în sus, așa să-l arătăm și celorlalți, să ne jucăm cu el ca cu un copil. Asta, ori cu crucea în spate, ori cu eu în brațe. Care e mai grea? Ce lucru e mai greu, crucea sau eu? E mai greu eu. Depinde din ce perspectivă privim. Tot așa ne întrebăm, care e calea mai ușoară? Calea largă sau calea îngustă? Da, mi se pare totuși că crucea este cea mai, este mai grea decât eu personal. Și aici? Aici să pictăm un alt, să construim un alt tablou. Viața este o continuă alergare, da? Și să spunem că am ascultat de Domnul Iisus, am început să mergem după El, am luat crucea în spate. Dar la un moment dat s-a întâmplat ceva și am lăsat crucea jos și am luat euul în brațe și am mers mai departe, pentru că viața este o alergare. Nu știu cât am mers, nu știu câți kilometri. Dar în orice caz, dacă vrem să refacem lucrurile și să revenim, ca să luăm iarăși crucea în spate, să lăsăm euul jos, de unde să-l iei? De unde să iei crucea? Că ai lăsat-o cu kilometri mai în urmă. Și ca să o iei, trebuie să te întorci înapoi. Iar această întoarcere înapoi, știți ce înseamnă? Pierdere de vreme. În loc să creștem spiritual, în loc să înaintăm, trebuie să mergem înapoi o bucată de vreme. Și în Luca 9 cu 23 de asta spune, completând ce spune Domnul Matei, și anume să-și ia crucea în fiecare zi. Adică să nu o mai lăsăm jos din nou. Pentru că dacă o lăsăm jos, se întâmplă această întârziere care este defavorabilă creșterii noastre spirituale. Chiar dacă revenim și chiar dacă luăm din nou crucea. Dar este o întârziere de care ne va părea rău. Și acum sunt două situații. Ori lăsăm crucea jos și mergem mai departe, ori nu o lăsăm jos, dar o punem pe cei din jurul nostru, persoana care este mai aproape, îi punem și crucea noastră pe lângă crucea lui și atunci
el o duce mai greu, cu două cruci în spate. Nu este așa? Atunci când cineva merge greu înainte, că cineva suferă lângă el, are o cruce mai grea? Cu siguranță că da. De aceea, să nu lăsăm nici jos și să nu punem nici pe spatele altuia. Ce s-o purtăm cu credincioșie. Al patrulea lucru. Crucea. Ce este crucea? Sigur că știți, unii o consideră un talisman pe care o leagă la gât sau îl pune la mașină undeva pentru că crucea. A, crucea e minunea lui Dumnezeu, te apără de necazuri, te păzește, da? Așa este credința unora. Crucea despre care vorbește Domnul Hristos aici nu este nici acea cruce de lemn pe care s-o purtăm în mod real pe spate, cum a făcut Arthur Blessed, deși el a făcut un lucru bun privind de Evanghelia pe acesta. Unii spun că crucea este necazul care vine în viața lor. Așa este? Nu este adevărat, nu este de plină semnificația crucii asta, o suferință, un necaz, dar este un aspect. Este un aspect. Când vorbim, este o cruce pe care trebuie să-și o poartă. Este un aspect. Crucea, poate să spună cineva, ce cruce am eu cu bărbatul ăsta? Nu? Poate să fie o persoană în concepția cuiva. Și este un adevăr. Este o greutate. Tot ce este greu și... Așa, este un aspect al crucii. Dar ce este crucea în deplina ei semnificație la care se referă Domnul Hristos? Ce este? Mai este o idee și anume persecuția pentru adevăr, prigoana pentru credință. Da, este un alt aspect. Dar când Domnul Hristos spune, dacă vrea cineva să vină după mine, când spune lucrul acesta, el însuși are crucea în spate și când este, sau care a fost momentul acela când el a luat o cruce în spate și a urcat un deal? Drumul Golgotei, da? Ce rost are ca cineva să poarte o cruce în spate? Care rost? Numai așa, ca să-l apese necazul, atunci poate să pună altceva în spate, un zid sau altceva. Dacă e vorba de cruce, înseamnă că Iisus cu crucea în spate merge unde? La crucificare. Și noi mergem în urma Lui, conform cuvintelor și chemării sale, fiecare cu crucea noastră în spate. Unde? Pentru ce să ne ducem crucea în spate? Ca să mergem la crucificare. Cu El. Împreună. Am fost răstignit împreună cu El, spune Domnul Iisus. Păi cum? Ți-ai dus crucea. Acesta este rostul pe care îl urmărește Domnul Hristos când spune să-și ia crucea, să-și repede eu, să-și ia crucea în sfilare și să mă urmeze. Moartea firii pământește. Moartea eu-lui personal. Moartea mândriei, moartea egoismului nostru. Dar știți ce frumos e după moarte? După ce am murit, începe adevărata viață. O adevărată viață de pace, de relație cu Dumnezeu și cu cei din jurul nostru. O adevărată viață în care simțim călăuzirea lui Dumnezeu. O viață de relații frumoase cu cei din jurul nostru. Și vreau să vă dau un exemplu din Scriptură, pentru că l-am citit curând. Și anume, în Exodul, capitolul 18, dar începem cu versetul din capitolul 4, aici spune, e vorba de Moise care, știm că viața lui a fost structurată exact în trei părți egale, 40 de ani. A învățat să-și pună eu la etaj, 40 de ani, a învățat să-și coboare eu de la etaj pentru a fi pregătit ca următorii 40 de ani să aibă
robul acesta de a conduce poporul lui Dumnezeu din robia Egiptului în Canaan. Și în timp ce era la Ietro în Madian, Dumnezeu îi se arată, îi spune care este chemarea și are loc discuția aceea dintre Dumnezeu, care Moise nu prea vrea, spune, trimite tu, Doamne, pe altul, că eu nu pot să-mi vorbim și așa mai departe. Ajunge acasă la Ietro și zice, când s-a întors la socrul său, 4:18, i-a zis, lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt. La omul ăsta avea 80 de ani. Socrul său, probabil că era ceva mai în vârstă. El se prezintă la el și îi spune, uite, trebuie să plec. Dumnezeu m-a chemat și am să mă duc. A, nu. Nu, mi s-a adresat cu atâta amabilitate. Lasă-mă, te rog, că uite, Domnul m-a chemat și să mă duc. Mi-aduc aminte de o altă despărțire de un socru, în care, mă aduceți aminte, da? Iacob a plecat pe furiș. Da? Bine, acum era problema că și la bani avea comportamentul lui și atitudinea lui. Da, aici Ietro are tot o altă atitudine, este un alt om, un alt caracter. Dar n-a plecat pe furiș, s-a dus, i-a spus, și lasă-mă, te rog. În capitolul 18, Ietro vine la Moise și află tot ce a făcut Dumnezeu pentru Moise și pentru popor. Și trimite vorbă, versetul 6, eu socrul tău, Ietro, vin la tine cu nevasta ta și cu cei doi fii ai tăi. Și vede un lucru acolo. Moise, stând de dimineață până seara, judecând pricinile poporului. Și lui Ietro îi vine o idee și îi spune, da, tu te obosești toată ziua, uite, eu îți dau un sfat, dacă vrei să primești din partea unui bătrân, din partea socrului tău, da, un sfat. Uite, cam așa, pune judecători peste 1000, peste 100, pricinele mai mici să le judece ei între ei și doar cele mari și încoace vine la tine. Moise de acolo, mă înveți tu pe mine, adică dacă Dumnezeu, nu mi-ar fi dat Dumnezeu mie în gând, ce trebuie să-ți dea ție în gând? Dar pot și eu să... Nu cred că e bun sfatul tău. Așa a zis Moise. A primit sfatul socului său, dar auziți ce mai spune Ietro și care m-a convins cu totul de frumoasa relație care exista între ei. La versetul 23:18-23. Dacă vei face lucrul acesta și dacă Dumnezeu și El îți va porunci așa, excepțional, completarea aceasta îi dă strălucire acestui om și acestui caracter. Dacă vei face, eu gândesc lucrul acesta, și l-a pus și Dumnezeu, pe Dumnezeu în ecuația aceasta. Și dacă și Dumnezeu este de acord cu lucrul ăsta, atunci va fi bine. Vei face față lucrurilor și tot poporul acesta va ajunge fericit la locașul lui. Moise a ascultat sfatul socrului său și a făcut tot ce spusese el. Frumos. Pentru că vorbeam despre relații bune. Cruce. Al cincilea lucru, ce urmează? Dacă vrea cineva să meargă după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să mă urmeze. Exemplul lui Iisus este un exemplu extraordinar în privința aceasta. Cu toate că era Fiul lui Dumnezeu și n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu și toată viața și în cuvinte și în faptele lui a dovedit subordonare față de Dumnezeu. În Ioan 6:38 zice, m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Ioan 5:30, eu nu pot să fac nimic de la mine însumi, nu caut să fac voia mea, ci voia Tatălui care m-a trimis. Ioan 12:49, un text care abia acum i-am văzut frumusețea. Eu n-am vorbit de la mine însumi, Ioan 12:49, eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum să
vorbesc. Nu știu dacă ați reținut acest text. Și ce să spun și cum să vor. Este foarte important ce să spui. Păi i-am spus adevărul. Nu, i-ai spus adevărul. Dar cum l-ai spus ca să poată fi primit? Dacă l-ai spus cu într-un anumit spirit, bineînțeles că așa a fost primit, cu spiritul acela și un spirit de naștere, aceluiași spirit în persoana celor. Dumnezeu, zice, mi-a spus ce să spun și cum să vorbesc. Și Matei 26, 39, Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta, totuși nu cum vreau eu, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iisus Hristos, o continuă lepădare de sine, o continuă jertfire de sine, jertfirea lui nu a fost numai la cruce, sau la Ghețeman, sau la Golgota, ci pas cu pas, toată viața a trăit pe acest pământ. La Golgota a fost apogeul acestui mod de viață, și anume jertfa. Dacă până atunci viața de fiecare zi n-ar fi fost o asemenea subordonare față de Tatăl, ar fi avut El puterea în final să aducă jertfa mântuitoare, nu, cu nici în chip. Așa și noi. Fiecare clipă, fiecare zi trebuie trăită în această subordonare față de voința Tatălui, în acest spirit de jertfire față de Dumnezeu și față de semenii noștri. Da? Altruismul înseamnă, de fapt, o cruce. Altruismul este o cruce. Altruismul este jertfirea de sine, lepădarea de sine. Realizările cele mai nobile pot fi atinse numai prin lepădare de sine practică și prin mărinie pentru binele altora. În mod firesc este să crezi că realizările cele mai grozave în lumea aceasta se fac prin ce? Prin călcare pe cadavre, ca să-ți atingi scopul. Nu. Nu vei ajunge prea departe în felul acesta. Realizările cele mai nobile pot fi atinse numai prin lepădare de sine. În final, trebuie să spun ideea pe care am vrut să o spun la început, și anume că a urma pe Iisus, Domnul spune să mă urmezi. Nu mă așteaptă să-L urmăm. Dacă ne închipuim că a urma pe Iisus înseamnă doar conformarea la niște reguli, la niște legi, la niște principii, ne înșelăm. A urma pe Hristos înseamnă a privi la El și a imita, a trăi în viața noastră așa cum a trăit El. Să iubim ca El, să lucrăm ca El, să ne purtăm ca El în societate, da? Cu amabilitate, cu dorința sinceră de a aduce mântuirea și celorlalți și de a ne respecta unii pe alții. A respecta pe Iisus Hristos, a merge după Iisus Hristos, înseamnă mai mult decât conformarea la niște porunci, la niște reguli, ci înseamnă să trăim ca Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne să înțelegem lucrul acesta, să împlinim voia Ta, dar în același timp să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze caracterul Lui în fiecare dintre noi. Amin.